Bună tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vă voi arăta o rețetă de scrub. Este un scrub natural folosit de mine de circa 5 ani și eu mi-l fac singură. Îl folosesc cam în toate anotimpurile, mai puțin vara când folosesc altfel de scrub, unul din comerț. Nu atât de abraziv pentru a nu mi se duce atât de repede bronzul. Ok, și haideți să începem. Pentru început am nevoie de un recipient gol și eu voi folosi unul de la un unt de corp de la Sien, mi-a plăcut foarte mult. 3 pliculețe de ceai verde, zahăr, cafea măcinată. Eu nu folosesc cafeaua pe care o beau eu, ci mă duc în magazin și îmi cumpăr cea mai ieftină cafea măcinată vărsată. Scorțișoară, un gel de duș, nu unul întreg, dar avem nevoie de gel de duș. Nu are importanță cu ce aromă. Un ulei de măsline extra virgin și mai avem nevoie de un pic de ulei de argan. Și haide să începem. Voi începe, bineînțeles, cu cafeaua. Și voi pune. Acesta este ingredientul principal. 3 4, cam 5 linguri. Voi pune și zahăr. 2 linguri și jumătate. Amestecăm bine. Voi desface pliculețele de ceai verde. După cum știți, ceaiul verde este detoxifiant și putem folosi nu numai intern, ci și extern. Tai pliculețul și vărs conținutul în bolul meu. Procedez așa cu toate trei. Am văzut la unele persoane că pun și cacao. Eu dacă am pus cafea, nu mai este nevoie să pun și cacao. Pun cam o linguriță de scorțișoară. Puteți să puneți și mai mult în funcție de cum vreți, cât de aromat vreți să iasă acest scrub. Punem și gel de duș. Cam 2 linguri, așa. Am pus din ochi, punem și o lingură de ulei de măsline și câteva picături de ulei de argan. Uleiul de argan este bun atât pentru ten, pentru păr, cât și pentru corp. Și amestecăm foarte bine toate ingredientele până devine o pastă mai groasă. Și în funcție de asta vedem dacă eu uneori am mai adăugat și miere. Acum am decis să nu mai adaug miere. Am impresia că își schimbă puțin consistența. Mai adaug puțin ulei de măsline. Și puțin gel de ce am mai adăugat eu uneori în acest scrub și mi-a plăcut foarte mult, însă nu am momentan în casă, m-am uitat și nu am, boia de ardei iute. Știți că sunt multe creme anticelulitice pe bază de ardei. Ardeiul contribuie la circulația, la buna circulație sanguină și este și un foarte bun anticelulitic. Ok, deci cam așa a ieșit scrubul, așa arată, nu vreau să-l fac mai lichid, mai cremos, este suficient așa și îl folosesc cam de 2 ori pe săptămână, uneori și o dată pe săptămână, toamna când încă sunt bronzată îl folosesc o dată pe săptămână, iarna îl folosesc cam de 2 ori, puteți adăuga dacă vreți
ulei de bebeluș, ulei de corp, Johnson, de exemplu, pentru a-l face mai lichid. Eu am preferat să pun mai mult ulei de măsline și sper că se poate vedea consistența lui. Miroase foarte bine de la cafea și scorțișoară. Dacă vreți, puteți să-i adăugați un strop de parfum din parfumul vostru preferat. Eu l-am lăsat așa, natural. Îmi place foarte mult mirosul cafelei. Este un scrub foarte ușor de făcut. Această cantitate mi ajunge cam 3-4 utilizări de jumătate de borcan. Și dacă vă faceți mai mult, să știți că ține. Deci chiar n-am avut probleme să prindă mucegai sau să miroasă urât, să-și schimbe mirosul. Nu, chiar a ținut. Numai să fie borcanul închis etanș. Acesta chiar se poate vedea că se închide etanș. Ok, dragilor, aceasta a fost rețeta mea de scrub. Și până data viitoare, vă pup! Pa, pa!